Maică sfântă, născătoare de Dumnezeu, cea care aduci pace în sufletul meu și deschizi stabilele cerului pentru ca rugăciunile mele să ajungă la Domnul. Cea care ai promis biruință în fața tristeții, în fața nevoii și în fața suferinței pentru toți cei ce se roagă ție cu glas sincer și cu inimă curată. Cea care te îngrijești de sufletele celor cu credință, atât pe lumea aceasta, dar și pe cea din urmă, astfel ca ziua judecății de apoi să ne găsească mântuiți și vrednici de cea de-a doua înviere. Mă încred, Maică bună, că toate cele de trebuință mie, atât cele lumești, cât și cele dumnezeiești, ce sunt înspre bucurie, sănătate, bunăstare și mulțumire, iubire și împlinire, prosperitate și desăvârșire, le voi dobândi prin tine, căci înzestrată ai fost pentru a face minuni de către însuși Dumnezeu și binecuvântată ai fost cu blândețe și cu bunătate de a ajuta pe cei ce se roagă ție. Așa că pentru toate cele ce am răbdat și pentru că nici în cele mai grele clipe ale vieții mele de credință nu m-am lepădat, ajută-mă și pe mine, Fecioară împlinitoare de dorințe, și înfăptuiește minunea pe care o aștept. Amin. Măicuță bună, cea care ocrotești și îngrijești sufletul meu, cea care ești Maica mea cerească și ajutătoarea mea la nevoie, mă rog și astăzi ție cu aceeași credință neslăbită și te rog să mă ferești mai presus de orice, de deznădejde și de îndoială. Fii tu cea care mă îndrumă pe cărările Domnului și care îmi cercetează gândurile și simțămintele. Nu mă lăsa să irosesc timpul și oportunitățile cu care m-ai binecuvântat, ci dă-mi curaj de a păși înainte pe drumul desăvârșirii, chiar și când slăbiciunea mea omenească caută să mă țină în loc. Și învrednicește-mă ca să pot vedea acele lucruri din viața mea pe care trebuie să le schimb sau să le îmbunătățesc pentru a ajunge la fericirea cea neamăgitoare și pe care Fiul Tău a promis-o celor ce cred în El. Amin.